Iată-ne la ultima parte a emisiunii în această seară. Așa cum le promiteam telespectatorilor, vom discuta despre programul Prima Casă, care tocmai mâine își va începe ultima sa parte din acest an. Cu ce noutăți, cu ce speranțe pentru cei care au aplicat? Da, am lăsat ultima parte a emisiunii, atunci când timpul este mai generos, să explicăm celor interesați care, de fapt, și-au creat deja o emoție, o speranță că până de Revelion vor intra în noua lor casă. Vor face Crăciunul în casă nouă. În casă nouă, da. Și nu vreau să spun prea multe despre particularitățile tehnice, ci voi încerca să prezint ceea ce interesează pe consumator, pe clientul, pe cel care dorește ca în următoarele zile să acceseze prin programul Prima Casă. În primul rând, s-au acordat 500 de milioane de lei pentru ultimul trimestru al anului 2016. Suma vi se pare mică, mare? Cum este? E foarte greu să facem o apreciere. Dacă nu ar fi fost legea dării în plată, care a distorsionat piața bancară imobiliară, ca să nu vorbesc mai mult, că nu-i frumos, aș fi spus că e îndestulător. Văzând cum au evoluat lucrurile în acest an pe programul Prima Casă, fiecare acordare de fonduri a fost necesară o suplimentare și banii s-au epuizat extrem de repede, plus apetitul băncilor de a se introduce în acest program, bănci care până acum 3-4 ani nu accesau sau nu acordau garanții decât la firmele de top, în curtea lor sau la birourile lor nu intrau decât anumite firme, acum acordă și creditul Prima Casă. Asta înseamnă foarte mult pentru programul Prima Casă. De ce? În primul rând că este un program atractiv, se adresează tuturor cetățenilor români rezidenți în România. Nu este un criteriu de vârstă. Asta am vrut să vă întreb. Au tinerii prioritate sau nu? Din studiile noastre, din analize ce avem în portofoliu. La ora actuală, până a venit la dumneavoastră în studio, 222.517 persoane rezidente în România au beneficiat de programul Prima Casă în cei 8 ani de când funcționează programul. Deci ce înseamnă rezident? Cetățean român, poate să fie și din Republica Moldova, care e cetățean român. Poate să fie din Italia, care are rezidență în România. Și îndeplinește niște condiții minimale. Prima, să nu posede o locuință sau, rețineți, sau să dețină o casă de până la 49 de metri pătrați. Ești tânăr, ți-ai cumpărat când erai burlac o locuință sau domnișoară, o garsonieră de 37 de metri pătrați, te-ai căsătorit, ce ar fi însemnat? Nu mai ai voie la al doilea apartament? Și atunci deci există... legiuitorul a spus clar, nu ai o locuință sau ai una la până la 49 de metri pătrați. Ai o garsonieră, un apartament cu două camere de până în 49 de metri pătrați, poți beneficia de programul Prima Casă, fie să-ți iei un apartament cu trei, cu două, o casă, o garsonieră, dar majoritatea dacă au o garsonieră și au cu două camere, cu trei camere. Încă un lucru vis-a-vis de portofoliul ăsta de 222.000 de persoane care în 8 ani de zile în România și-a luat Prima Casă. Majoritatea sunt până în 35 de ani. Majoritatea lucrează în servicii, nu în administrație, pentru că salariile erau mai mici. Administrație sunt mai mici decât... În ultimul timp constatăm creșterea numărului de funcționari din domeniu, din buget, de la buget, care se adresează Prima Casă, pentru că și lor li s-au actualizat salariile la un salariu decent, ca să zicem așa. Încă ceva. Poate accesa, trebuie să ai 6 luni vechime în funcție de politica băncilor. Băncii. Unele bănci cer să ai 6 ani vechime în locul de muncă, altele să ai 12. Niciuna nu cere mai mult de 12. Poți să ai și salariu minim pe economie. Chiar și cu salariu minim pe economie poți accesa și în acest caz, și în acest caz, bineînțeles. Pentru că am văzut, mă rog, se mai practică lucrul acesta. Sunt persoane care, înainte de a-și face un credit, negociază întâi o mărire de salariu ca să se poată duce la bancă cu adeverință, da, unde să fie salariul ceva mai mare, nu? Așa cum spuneam, și la IMM-uri, IMM-urile nu vin în contact direct cu fondul de garantare,
nici persoanele fizice nu vin în contact, care vor pe programul Prima Casă, nu vin la Prima Casă. Ce ar fi însemnat să vină la noi, la reprezentanța Ploiești? Și vreau să vă spun... Unde că, aveți câți... Da, din județul Prahova sunt 17.000 de persoane care au solicitat Prima Casă. E unul din județele din primele 5. Primul e, după municipiul București, este Clujul. Și Prahova este pe locul 5. Deci, suntem un județ urbanizat, un județ cu o populație densă, un județ cu centre universitare, cu mediul universitar, cu ramuri ale economiei care asigură niște venituri consistente și implicit oamenii au vrut să-și cumpere prima casă. De ce au vrut să cumpere prima casă? Nevoia a fost în primul rând socială. Să nu mai stea cu chirie. Și să nu mai stea poate cu părinții sau cu socrii. Cu părinții. Vreau să vă spun, între a sta cu chirie într-un apartament cu două camere și a solicita prin programul Prima Casă, costurile pe care vin ulterior... Cred că sunt comparabile. Nu. Este cu 30% mai redus costul ratei a dobânzii, a costurilor creditului... La prima casă. ...decât chiria. Și rămâi și cu casa pe când acolo plătești, dar nu mai recuperezi nimic. Și intrăm în niște particularități. Poți să beneficiezi pe programul Prima Casă atât pentru cumpărarea unei locuințe, cât și pentru construcția unei locuințe. Un lucru bun. Poți să trebuie să ai în schimb terenul sau? Discutăm. Pentru a construi o casă, trebuie să ai terenul, fie în proprietate personală, fie, cum ați văzut, în multe primării, asigură în concesiune terenuri la tineri. Loturile acelea pentru tineri. Bineînțeles. Și cum o casă e pe 49 de ani durata de folosință, același lucru. Nu e problemă, uzufructul funcționează pentru casa edificată pe asta. Se pot da, pot solicita prima casă și acele tine, persoane care vor să cumpere într-o clădire care nu este finalizată. Nu s-a făcut finalizarea investiției, nu este edificată complet, nu are extras de carte funciară, mai durează, sau e la roșu. Și s-a înțeles cu dezvoltatorul. În acest caz funcționează un termen, cum îi spunem noi, promisiune de garantare. Deci dăm garanție pentru bancă când solicită o finanțare prima casă și dăm promisiune de garantare pentru un imobil care urmează să edifice în 18 luni. El acum este la roșu. Nu are cadastru, nu are tot. Și atunci tânărul respectiv se duce la o bancă, spune am găsit un imobil de la dezvoltatorul X din zona de nord a Ploieștiului. Vreau să-l cumpăr. Îmi place zona, e aspectos, e generos, îmi satisface dorințele familiei din trei membri, că suntem noi. Și atunci banca îi spune, da, îți dăm o promisiune de garantare. Solicită de la noi fondului, de la fond, garanția, noi îi dăm garanție și el abia atunci când se va termina clădirea, peste 18 luni, va intra în posesia imobilului. Atunci plătește creditul. Ce înseamnă asta? Acea promisiune de garantare este edificată și nu sunt probleme de niciun fel. Deci nu mai trebuie să aștepte plafon. Cum spuneați dumneavoastră generic, că de mâine începe ultima sesiune, să-i spunem așa. Din acest an, bineînțeles. Acest an. Sperăm că acest program nu va continua și în anii care urmează. Din prognozele făcute de actuala guvernare și probabil toți care vor veni la, după alegerile din decembrie, este un program care a satisfăcut foarte multe probleme sociale, că au fost oameni din cadrul armatei, din poliție, specialiști, oameni care lucrează în diverse sfere, v-am spus, în servicii mai ales, și rezolvă problemă socială cu certitudine. Ce vă pot spune acum, nu garanta încă, pentru că a garanta înseamnă a avea un document pe masă emis de guvern, în legea bugetului de stat pe anul 2017 sunt prevăzute fonduri îndestulătoare pentru programul Prima Casă. Deci va continua și în 2017. Este un lucru foarte bun, pentru că dumneavoastră ați făcut această declarație, să spunem, la noi în emisiune. Vreau să vedem împreună și ultima rubrică a emisiunii din această seară, declarația săptămânii, și ne întoarcem apoi pentru a mai prezenta câteva aspecte ale programului Prima Casă. Așadar, declarația săptămânii.
Am revenit la emisiune, mai avem 5 minute din ediția din această seară. Discutam despre programul Prima Casă și aș vrea să ne spuneți ce trebuie să facă efectiv cei care doresc să acceseze acest program, care ar fi costurile pentru ei. Da, este foarte important să menționez următorul lucru. Toate băncile au aceeași procedură. Costurile acestui credit sunt uniforme în toate băncile. Care sunt costurile? Deci dobânda este dobânda la 3 luni, cum îi spunem noi în limbaj bancar, robor la 3 luni, plus 2,5. Dacă v-aș spune că astăzi dobânda robor la 3 luni este 0,69% plus 2,5, înseamnă un cost al creditului de 3,19% pe an. Nicio altă bancă nu acordă un alt tip de credit cu dobânzi atât de mici. Atât de mici. Comisionul pe care îl plătește respectivul beneficiar, persoana fizică care... încă un lucru important, se adresează numai persoanelor fizice. Da, asta cred că s-a înțeles de la sine. Da. Fără persoane juridice, pentru că... Da. Nu și acasă de lăcuit poate o firmă. Poate cine știe, e o idee pentru guvernanți, prima firmă sau nu știu, primul IMM. Da, cine știe ce se va întâmpla, da. Orice se poate. Costurile, v-am spus, 3,19% dobânda. Creditul se întinde pe o perioadă de până la 30 de ani. Deci un tânăr care are acum 25 de ani, are 6 luni vechime într-o firmă și are un salariu de 1.800 de lei, pentru că sunt destul de tineri, cu atâta personalitate, cu atâta putere de muncă și atâta valoare, încât poate primi 1.800 de lei, poate să-și ia un apartament cu 2 camere în municipiul Ploiești, poziționat chiar și pe Bulevardul Republicii la un 35.000 de euro. Încă un lucru foarte important, în afară de durată, 30 de ani, avansul la majoritatea creditelor ipotecare, după acea lege a dării în plată, care zâmbesc un pic cum a fost promovată și de cine, băncile au reacționat extrem de agresiv și au crescut avansul, au cerut între 20% până la 35%. Între timp s-au mai repliat. Programul Prima Casă spune 5% avans. Este ușor. La un apartament de 50.000 de euro, care e un apartament cu 3 camere. Avansul e 2.500. 2.500 este o sumă pe care ți-au mai rămas de la nuntă, din niște economii. Celelalte costuri. Este vorba de Așa, intrăm acum un pic în algoritm, dacă vreți. Cel care dorește prima casă trebuie în primul rând să meargă la o bancă să-și verifice eligibilitatea. Dacă este eligibil, dacă veniturile lui și datoriile pe care le mai are, poate mai are un card, poate are un credit, îi permit să ia apartamentul pe care îl dorește. După ce i s-a verificat eligibilitatea, urmează următorii pași. Să identifice apartamentul, să verifice dacă imobilul respectiv, nu neapărat apartament, casă. Acel imobil trebuie să aibă înscrierea la cartea funciară, un document obligatoriu, și să nu fie o casă decât în categoria de performanță energetică A, B sau C. Deci să nu fie cu bulină sau să fie o casă degradată, din paiantă, da, care să nu mai corespundă standardelor pentru perioada de timp pentru care se face acel credit. Bineînțeles, da. După ce s-a făcut și antecontractul, se merge la notariatul, la un notariat unde se dă acea declarație, un formular tip, că nu mai are o casă sau are una până la 49 de metri pătrați și el și soția, sau dacă e necăsătorit numai el, și după aceea merge la bancă. Se întocmește o evaluare de către evaluatorul băncii acelui bun, pentru ca să nu existe lucruri mai puțin curate, să zică că un apartament care în realitate valorează 30.000, să ia un credit de 50.000. și printr-un artificiu de spălare a banilor să se facă altceva. Și după ce se obține certificatul energetic de la un evaluator, e un cost de 250 de lei, pare mi se, în piață. Acea evaluare care de multe ori o face banca prin evaluatorul ei și o costă pe bancă, ci nu pe client, se transmite documentația la fondul de garantare, tot așa în platformă online. Încă o dată vă spun, nu trebuie să vină la noi la fondul de garantare. Fondul de garantare... Tot așa, în 3 zile lucrătoare verifică documentația, dar de multe ori mult mai repede, și transmitem aprobarea băncii.
Bun, am văzut foarte pe scurt care este procedura, pentru că tot ați amintit de certificatul energetic. Vreau să mai spun un singur lucru, că de astăzi persoanele fizice pot aplica în cadrul programului Casa Verde Clasic, prin care pot obține bani pentru sisteme de încălzire cu energie verde. Pentru acest an, bugetul programului Casa Verde ajunge la 138 de milioane de lei, din care 60 de milioane de lei pentru populație. Condițiile și până când se pot depune cereri, le găsiți pe prahovabusiness.ro. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară la emisiune. Vom mai avea, cu siguranță, ocazia să discutăm și despre alte subiecte. Deocamdată Vă mulțumesc foarte mult. Ne oprim aici cu emisiunea, pentru că timpul alocat ei în această seară a expirat. Pe dumneavoastră, stimați respectatori, vă las în continuare să urmăriți programul postului nostru de televiziune și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune, la revedere!